Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Darex Auto. În clipul de astăzi facem un test drive cu noul Duster 3 în varianta de echipare Journey și motorizarea Full Hybrid 140. În momentul în care pornim Dacia Duster, indiferent de nivelul de echipare, avem un buton prin care putem alege ce sisteme de asistență la condus vom folosi și care vor fi închise. Momentan am apăsat butonul My Safety, am activat butonul My Safety Perso și astfel am numai o parte din sistemele de asistență la condus activate. Trebuie să știți că din standard Dacia Duster vine cu sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere, frânare automată cu funcție de detecție pentru pietoni și bicicliști, asistent la menținerea benzii de circulație, avertizare sonoră de depășire a vitezei, sunet de schimbare limită, prevenire împotriva traversării benzii, intervenție pentru linii punctate. Din sistemul MediaNav putem alege anticiparea părăsirii benzii, dacă poate fi, dacă este de vreme standard sau întârziat, intensitatea haptică. În momentul în care trecem sau părăsim banda de circulație, cât de intens să fie feedback-ul. Mai avem și avertizarea de umor și alerta de monitorizare a șoferului. În momentul în care am ales sistemele pe care le dorim a fi activate, pur și simplu apăsăm de două ori butonul din stânga volanului, de fiecare dată când pornim mașina. Astfel avem numai acele sisteme activate. Modelul Full Hybrid vine și cu un buton Eco. Iar lângă butonul Eco avem și un buton E-Save, care va salva și mai mult energia electrică în momentul rulării. Iar pe lângă aceste două funcții, cutia de viteze mai vine și cu un mod de condus B, prin care mașina frânează destul de puternic în momentul în care nu mai apăsăm pedala de accelerație. O să observați o diferență notabilă între modul de condus B și modul de condus Drive. Acum suntem în Drive și vedeți că viteza scade destul de încet. Haideți să trecem și în modul de condus B. Și vedeți că în momentul în care am lăsat pedala de accelerație, deci nu am frânat absolut deloc, mașina a redus viteza mult mai repede decât ar fi redus-o în modul de condus D. O noutate pentru modelele Dacia o reprezintă și sistemul de recunoaștere a indicatorilor rutiere. Și acest sistem ne ajută să setăm automat viteza de deplasare în funcție de indicatorul rutier. Astfel nu trebuie să ținem apăsat pe plus sau pe minus câteva secunde pentru a ajunge la viteza dorită. Momentan suntem în afara localității și haideți să vedem cât de repede reduce mașina viteza în momentul în care setăm o viteză inferioară, care ne este indicată de sistemul de recunoaștere a indicatorilor rutiere. Da, am setat 70. Acum setăm 50. Mașina frânează destul de lent. Din punctul meu de vedere, cred că au trecut aproximativ 150 de metri până când am ajuns la viteza de 50 de km la oră. La acest aspect, pilotul automat scade viteza destul de greu, chiar dacă suntem în modul de condus B.
Imediat ieșim din localitate și vom testa și cât de repede ajunge la o viteză superioară în momentul în care setăm acest lucru. Instrumentarul de bord vine în cu trei afișaje diferite. Avem unul mai simplu în care ne este indicat numai viteza, ne este indicată numai viteza. Animațiile sau informațiile din partea dreaptă sunt la fel pe toate cele trei moduri de afișaj. Avem temperatura apă, consum, distanță, flux de energie, monitor eco, informațiile din navigație dacă setăm o anumită rută și mai avem și opțiunea de a nu afișa nimic în partea dreaptă. Dacă schimbăm la al doilea mod de afișaj, pe partea din mijloc avem și distanța de rulare, o dotare foarte importantă de siguranță, care ne indică timpul la care putem ajunge pe locul mașinii din față, dacă aceasta frânează brusc. În sfârșit, al treilea mod de afișaj pentru instrumentarul de bord include o animație care are zona de încărcare în partea stângă și zona puterii în partea dreaptă. Siguranță avans. Mesajul pe care l-ați văzut anterior a fost reprezentat de detecția unui pieton care mergea pe jos pe sensul de mers al mașinii. Tot aici pe bordul digital, indiferent de cele trei moduri de afișare, în partea stânga jos avem rezervorul de combustibil, iar în dreapta jos avem bateria. Momentan suntem în modul de rulare e-save și vedeți că bateria este încărcată într-o proporție de peste 75%. În momentul în care rulăm numai în modul de condus electric, se aprinde indicatorul EV dintre indicatorul rezervorului și cel al bateriei. Din ce am observat, mașina poate să ruleze în modul de condus EV și la viteze de peste 50 de km la oră, dacă accelerarea nu se realizează într-un mod mai agresiv. Cutia de viteze are 4 poziții diferite: neutru, retur, drive și B, și avem un buton separat pentru poziția park. Un aspect foarte important: în momentul în care am selectat poziția park, s-a activat frâna de parcare electrică, iar dacă portiera șoferului nu este închisă cum trebuie, frâna de parcare electrică nu se dezactivează chiar dacă încercăm să accelerăm. Înțeles, în momentul în care suntem în modul de condus drive sau B și nu am selectat poziția park, dar am deschis portiera șoferului, pe instrumentarul de bord vom primi o atenționare pentru a selecta poziția park. Da. Vedeți și voi că imediat ce am deschis portiera, am primit această atenționare. Tot la capitolul asistență avem și camera video 360 de grade. Aceasta funcționează numai până la viteze de 10 km la oră. Și pe acest model, în momentul în care mișcăm volanul stânga-dreapta, se mișcă și imaginea efectiv pentru a vedea mai bine în zona în care am ajunge dacă am dat retur sau dacă am merge în față. Deci o să observați că imaginea se schimbă, avem și liniile care ne ajută pentru orientare și acum pentru camera din
partea șoferului, la fel avem o linie care se mișcă în momentul în care rotim de volan, la fel și în partea pasagerului. Frâna de parcare funcționează foarte fluid în momentul în care am accelerat, ea se dezactivează foarte rapid. În afară de informațiile din instrumentarul de bord, mai avem un meniu My Driving, în care avem și un consum de la resetare, un consum de la început, distanța EV, plus perioada în care am condus. De exemplu, azi de la ora 8 și 19 am realizat 58,9 km la o viteză medie de 46 de km la oră. Toate aceste informația cu viteza medie a fost mutată din instrumentarul de bord pe sistemul MediaNav. Pentru cei care vor alege varianta de echipare esențial, toate aceste informații vor fi incluse în aplicația My Dacia, cu care mașina comunică în momentul în care ne conectăm la sistemul Dacia Media Control. Am setat o viteză superioară și vedeți cât de repede mașina accelerează ca să ajungă la această viteză. Am făcut trecerea de la 60 de km la oră la 90 de km la oră și în mai puțin de 5 secunde am ajuns la viteza setată. Haideți să vedem de la 60 la 100 de km la oră. Mașina din înainte are o viteză de deplasare mai mică și trebuie să păstrăm distanța. Am o distanță destul de bună față de această mașină din înainte și totuși în 2,5 secunde am ajunge în locul ei dacă aceasta ar fi să se oprească deodată. Legat de pilotul automat, dacă am avut setată o viteză mai mare decât viteza de deplasare actuală și dorim să setăm viteza de deplasare actuală, trebuie să apăsăm butonul Set Plus. Dacă apăsăm pe butonul Set Minus, se va seta viteza dinainte. Set Plus setează viteza de rulare actuală. Încă o dotare de siguranță foarte benefică introdusă pe noul Duster 3. Accesul la anumite funcții din sistemul MediaNav este limitat în momentul în care conducem. Aici vorbim despre conectarea unui telefon la sistem sau anumite aplicații. Dacia Duster poate fi configurată cu 3 dotări diferite în ceea ce privește sistemul infotainment. Avem sistemul Dacia Media Control, care vine cu o aplicație dedicată pentru dispozitivele Android sau iOS și care se conectează la sistemul media al mașinii prin Bluetooth. Apoi avem sistemul Media Display, care vine fără navigație și vine cu 4 difuzoare, și sistemul Media Nav, care are navigație cu informații în timp real și un sistem audio cu 6 difuzoare. Primul este disponibil pentru nivelul de echipare esențial, al doilea este disponibil pentru nivelul de echipare Expression și ultimul vine ca și standard pentru nivelul de echipare Journey sau poate fi ales într-un pachet opțional pentru nivelul de echipare Extreme. Despre toate aceste trei sisteme vom face un clip amănunțit pe viitor. Iar dacă doriți să aflați mai multe informații despre acest model, vă așteptăm la sediile noastre sau ne puteți apela de luni până vineri între orele 8:30 și 17 la numerele de telefon din descrierea acestui clip.
Vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru susținere, iar până data viitoare vă dorim drumuri bune. Pe curând!